Un număr de 36 de deținuți de la penitenciarul Drobeta Turnu Severin au strâns bani pentru sinistrați. Din puținul lor s-a strâns mult, iar produsele alimentare vor ajunge la oamenii năpăstuiți de nămeți. Am văzut și noi persoanele de la sinistrați și am zis să, din puținul care l-am avut și noi, să le ajutăm și noi și ne-am strâns un grup de 36 de persoane. Am fost informații pentru sinistrați ca să facem o donație și am făcut un număr de 36 de persoane cumpărături pentru acei sinistrați. Ați pus bani din bugetul propriu? Da, din propriul buget. Produsele alimentare au fost încărcate pentru a fi duse către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, iar de acolo vor fi repartizate către oamenii din satele care au fost izolate de troiene. Această acțiune este inițiată de către Administrația Națională a Penitenciarilor, iar conducerea penitenciarului Drobeta Turnu Severin a luat măsuri de informare a persoanelor private de libertate despre această acțiune și a angrenat un număr de 36 persoane private de libertate care au dorit să facă donații de alimente neperisabile pentru persoanele nevoiașe. Persoanele private de libertate care au participat voluntar la strângerea de fonduri pentru sinistrați vor primi o bilă albă în fața Comisiei de Evaluare.